a reușit prin Consiliul Local ca invitatul nostru din această seară să-l facă chiar cetățean de onoare al municipiului Buzău. O mie de vorbe, un ban, nu fac, chiar m-am emoționat când am stat de vorbă cu invitatul nostru. Cine credeți și știți a venit în seara asta acasă la Buzău, că este buzeanul nostru. Eu sunt tare mândru că locuiesc pe aceeași vale unde s-a născut domnia sa, pe Valea Buzăului, dânsul este de la Nehoiu. Și pentru că Lavinia ne-a făcut această surpriză, este luna iubirii, cine putea să vorbească mai frumos și din suflet și cu dragoste față de oameni, că iarăși mă repet, Dumnezeu ne-a lăsat așa o poveste, suntem excursioniști în viața asta și noi uităm câteodată, am uitat și dragostea față de oameni, dar sper eu și cu ajutorul domnului Dan Puri, care vă rog să-l aplaudați pe imprescenă, poate ne readucăm aminte că pe timpul oamenii maestre, bine ați venit acasă. Domnule președinte, în primul rând vă mulțumesc că ați făcut posibilă această întâlnire. Mulțumesc și colegilor dumneavoastră de la Departamentul de Comunicare, au organizat impecabil acest eveniment. Doresc să adresez mulțumiri și doamnei director a Teatrului George Ciprian, doamna Gina Chivulescu, pentru că ne-a oferit această sală pe care eu am văzut-o de foarte multe ori, dar niciodată nu am simțit, nu am văzut cât este de frumoasă, pentru că nu mi-am imaginat că voi fi vreodată pe scenă. Și acum înțeleg de ce este atât de seducătoare, de fascinantă această meserie de actor, de regizor, pentru că odată ajuns aici, ești pur și simplu absorbit. Ar trebui să spun două vorbe despre mine și să argumentez cumva de ce mă aflu în fața dumneavoastră și de ce mă înghesui pe aceeași scenă cu maestrul Dan Puri. Eu sunt un cetățean oarecare al județului Buzău, dar în această seară, în fața dumneavoastră, mă prezint în cea mai nobilă dintre funcțiile mele, și anume în cea de mamă, și în subsidiar ca strateg în comunicare. N-am să vă plictisesc cu CV-ul meu, vreau să vorbesc foarte pe repede înainte, fiindcă suntem cu toții nerăbdători să-l ascultăm pe maestrul Dan Puric vorbind. Totuși trebuie să punctez acest aspect pentru a înțelege de ce anume îmi dau eu cu părerea despre acest subiect. Înainte de toate, vreau să vă rog să aveți îngăduință cu mine. Să știți că este foarte intimidant să fii pe o astfel de scenă și să ai în fața ta un număr impresionant de oameni și este și mai intimidant să fii pe această scenă știind că l-ai alături pe maestrul Dan Puric. Eu nu sunt orator, este prima dată când mă aflu pe o altfel de scenă, nu am mai vorbit în public, am ieșit foarte mult din zona mea de confort, dar o fac cu tot dragul, pentru că știu că avem șansa de a avea o șuietă, o discuție intimă, ca între femei, cu participarea binevenită a domnilor care au binevoit să ne însoțească. Și atunci, din punctul meu de vedere, noi avem un prilej extraordinar de a vorbi în această seară despre iubire. Evident, vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor prezenți, că ați dat curs invitației noastre de a veni la prima din cele două conferințe pe care noi le vom organiza împreună cu Consiliul Județean Buzău. În această seară vom vorbi despre iubire. Iar pe 12 martie, tot aici, de la aceeași oră, vom discuta despre familia tradițională, cea creștinească, și despre educația copiilor. Să știți că această conferință se numește Despre iubire, dar ea este făcută din iubire. Din iubire față de femei, din iubire față de mame, de copii, de normalitate și de Dumnezeu. Este un cadou pe care ni-l facem unii altora. Nu are nimic comercial, nu are nimic electoral, nu are nimic politic. Este un prilej de a ne aduce aminte că iubirea trebuie protejată și trebuie educată. Și iată că tocmai am pornit cu concluzia, este leitmotivul acestui discurs.
Am să vă trec foarte repede prin câteva observații de ale mele de mamă și de strateg în comunicare, pe care eu doresc să vi le prezint cu cât pot de repede, dar vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. Nu sunt aici pentru a da lecții de parenting, nu mi-aș permite și nu sunt în măsură, dar am o anumită viziune și profit de ocazie pentru a o împărtăși cu dumneavoastră, în speranța că atunci când vom ieși din această sală vom avea o cu totul altă atitudine asupra acestui fenomen. Din punctul meu de vedere, nu există decât iubire creștinească. Orice altceva poate fi maxim o nuanță distorsionată. Și atunci, datoria noastră este să o protejăm și să o educăm. Nu putem face asta decât făcând un mise-en-scène perpetu, acasă, de fiecare dată când avem posibilitatea să le dăm copiilor noștri exemplul personal. Noi avem două arme pentru a proteja și a educa această iubire. Exemplul propriu și l-avem pe Dumnezeu, avem iubirea în noi. În societate, peste tot, există cu totul alte arme cu care se luptă. Împotriva destructurării și îngenunchierii acestui sentiment nobil, care reprezintă legea universală a lumii. Este legea lui Dumnezeu și este firesc cumva să ne imaginăm că în vremurile cele de pe urmă, ea reprezentând un pilon atât de solid, va fi îngenunchiată. Și se caută acest lucru și nu vreau să o spun cu niciun dramatism, dar trebuie să fim conștienți și trebuie să luăm ca niște părinți responsabili măsurile necesare pentru a ne crește copiii cu valorile de altă dată. În disciplina numită semiotică, lumea în care trăim, este împărțită în două curente, universalism și particularism. O să trec foarte repede și o să explic de ce fac această referire. Aceste două curente au implicații în toate aspectele vieții, de la respectul față de tradiție, de la opțiunile personale, de la atitudinea față de religie, la sistemul de vot și așa mai departe. Ca să înțelegeți mai ușor această comparație, imaginați-vă un cofrag de ouă și un celebru ou Fabergé. Ce se întâmplă? În societatea noastră și în cultura noastră românească, valorile tradiționale și atitudinea față de iubire a fost într-un anume fel protejată. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este o transfuzie de valori, de credințe, care nu este potrivită întru totul organismului nostru. Și atunci, noi avem această obligație de a păstra ADN-ul acestui popor și de a ne crește copiii în valorile în care am fost crescuți și noi. Pentru că, între timp, prăpastia a devenit atât de adâncă, încât numai depunând un efort cel puțin egal cu cel care este depus de către entitățile care influențează înțelegerea iubirii și educarea ei. Și atunci, eu vă invit să trecem foarte repede în revistă câteva dintre metodele, tehnicile și tacticile de comunicare prin care iubirea este mortificată, îngenunchiată, reinterpretată și reeducată. Vă dau un exemplu. Întotdeauna, când vrei să emiți o strategie de comunicare și vrei să schimbi o mentalitate, începi prin a anula exemplele pozitive și să inoculezi ușor-ușor modele negative pe care tinerii noștri le preiau cu nesaț, cameleonic. De ce le preiau? Pentru că nu se educă autosuficiența și nu se educă intimitatea cu Dumnezeu. Și atunci ei caută validare. Tu ai un singur exemplu acasă pe care îl oferi la părinte? În schimb, el primește o sumedenie de alte exemple prin toate celelalte canale de comunicare. Când se face o astfel de strategie de comunicare, se pun la dispoziție toate canalele media cu putință. Și am să vă trec foarte repede prin ele, pentru că pe foarte multe sunt convinsă că le-ați reperat și dumneavoastră. Eu nu cred că vă spun neapărat ceva nou, dar veți vedea că această subtilitate a devenit grosolană în timp. Haideți să o luăm cu începutul. Cronologic vorbind, mesajul de distorsionare a respectului față de femeie, față de maternitate, a început prin muzică.
copiii au preluat mesaje și faceți comparații între romanțele de altă dată și versurile melodiilor de acum. S-a trecut în mod firesc prin Hollywoodul care ne-a explicat că divorțul este firesc, că relațiile extraconjugale nu sunt nicio problemă, că n-are niciun sens să repari ceva când poți înlocui. Au venit reality show-urile care au adus niște modele, niște cupluri care au fost atent alese, nici de cum întâmplător. Au venit tehnologiile moderne care au adus emoticoanele, de exemplu. Ce înseamnă să transmiți inimioare astăzi și ce înseamnă să transmiți o inimioară în urmă cu 20-30 de ani? Copiii nu își mai asumă responsabilitatea declarațiilor. Iubirea este bagatelizată, este îngenunchiată, este ușor să devii superficial și să rămâi în această stare de superficialitate. De fiecare dată când deschideți dumneavoastră televizorul, vedeți că trendul este acela de a masculiniza femeile și de a efemina bărbații. Este o mișcare strategică, susținută, care are un impact, din păcate, extrem de puternic în rândul adolescentelor noastre de astăzi, care uită de sentimentul extraordinar al maternității, al feminității, al eleganței. Vă pot da și alte exemple, sunt nenumărate. În 2023 au existat 107 gendere. Știți ce este genderul? Da, este echivalentul sexului feminin și masculin, slavă Domnului, încă existente în cultura noastră. Deci trebuie să fii extraordinar de creativ pentru a găsi atâtea variante în care să te poți identifica. Din punctul meu de vedere, ca mamă, a acceptat toate aceste schimbări și sunt mult mai multe. Vă pot vorbi ore în șir, dar nu vreau să vă rețin cu aceste argumente, pentru că domnul Puric va vorbi despre iubire dintr-o altă perspectivă, mult mai profundă, mai efervescentă, mai seducătoare. Eu nu mă pot ridica la acest nivel, dar pot să trag un semnal de alarmă și pot să profit de faptul că suntem aici aduși toți de un cel nobil, acela de a contribui la păstrarea iubirii în sensul în care ea a fost transmisă din generație în generație. Să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm că pe toate aceste canale de comunicare pe care în momentul de față iubirea este demonetizată, devalorizată, înjosită, umilită, pentru că se întâmplă asta și trebuie să recunoaștem, deși nu este un subiect plăcut, trebuie să vorbim despre acest lucru dacă vrem cu adevărat să-l salvăm. Ei bine, pe aceste canale ar fi putut să fie mesaje pozitive, mesaje care să ne învețe copiii să fie iubitori, să aibă bun simț, să fie atenți unul cu celălalt, să respecte feminitatea, masculinitatea, maternitatea. S-ar putea face toate aceste lucruri, dar pentru că ele nu se întâmplă, revine în obligația noastră să facem acest lucru acasă, cu fiecare ocazie pe care o avem. Și să ne aducem aminte că dacă noi stăm inerți, ei vor fi luați ca o viitură. Eu vizualizez efortul acesta pe care îl depun ca și când aș trage un macaz cu toată forța pentru a-i ține pe calea cea dreaptă și a-i nu-i lăsa să se ducă spre calea pierzaniei. Un minut vă mai rețin, pentru că în acest efort al meu de a nu lăsa lucrurile să se întâmple așa cum strategiile de devalorizare ale iubirii au fost gândite, am început și eu acasă să aplic strategii de educare și de salvare a iubirii în sens creștinesc. Și atunci, deși nu sunt autor de cărți și nu sunt nici ilustrator și nu sunt nici detepist și n-am făcut în viața mea nimic legat de o tipografie, eu am publicat două cărți pentru copii, pe care le-am scris, le-am ilustrat, cărora le-am făcut DTP-ul personal, în pauzele dintre ciorbe, certuri dintre copii, nopți nedormite și așa mai departe. Din ce motiv? Din dorința de a le transmite acestora mesaje în acord cu ceea ce credem noi în familia și în cultura noastră românească, că ar trebui păstrat și transmis mai departe. Dacă noi nu avem
o infuzie cel puțin la fel de puternică în mentalul lor care să-i țină sănătoși, este firesc și de așteptat ca ei să preia ceea ce primesc ca modele în jur. Uitați-vă în Statele Unite, în loc de maternitate se promovează mamele surogat. Cum poți să iei bucuria de a fi mamă? Cum poți să o transformi într-o modă și să îți pese mai mult de felul în care arăți decât de bucuria de a-ți ține și de a-ți simți în pântec pruncul? Sunt lucruri nefirești, sunt lucruri care, așa cum spuneam, nu sunt în acord cu tradiția noastră, cu cultura noastră, cu felul nostru creștin de a fi. Și nu văd altceva de făcut decât să ne responsabilizăm și să facem ceea ce trebuie făcut mai departe pentru ca ai noștri copii să crească așa cum trebuie. Maestre, am și dumneavoastră să vă adresez câteva mulțumiri înainte de a vă da cuvântul. Vă rog să-mi permiteți să fac două mărturisiri din culise. În primul rând, îi mulțumesc maestrului Dan Puric pentru faptul că a avut propunerea de a face acest eveniment. Eu personal nu aș fi avut niciodată fantezii intelectuale de acest calibru și nu m-aș fi imaginat demnă și nu mă imaginez nici acum de a împărți scena cu dumnealui. Și îi mai mulțumesc pentru ceva, pentru încredere. Să știți că acest spectacol este neregizat. Domnul Puric nu a știut ceea ce urmează ca eu să spun în această seară. Nu am făcut repetiții împreună. Este o surpriză și pentru dumnealui felul în care a decurs până în acest moment. Iar eu mă văd nevoită să-i transmit mulțumiri și o fac cu tot dragul, pentru că a fost un prilej extraordinar de a spune ceea ce consider că trebuie transmis. Doamne, câte emoții am avut. E o lumină, e o bucurie. Și acum are emoții. Asta este un capital de sensibilitate a omului. L-am întrebat pe meșterul Beligan, avea 96 de ani, se duce la scenă, zic, maestre, mai aveți emoții? Păi da, încă n-am murit. Tot ce a spus, că mi-aduc aminte de Camil Petrescu, câtă luciditate, atâta dramă. Vă închipuiți un astfel de om la Ministerul Educației sau Culturii? Vedeți? Eu, în calitate de viitor președinte, o să țin cont. Vedeți, da? Le-am făcut-o. Știți asta cu râdeți voi. Era meșterul Beligan, juca egoistul și soția era cu el. Acolo, la repetiții, și mai niște chestii de genul ăsta la poștă, nu m-am priceput, am dat telefon, zic, nu mă pricepi, că vină la mine, că sunt în repetiții cu meșterul Beligan. Așa. Și am găsit, era scena unde stătea un pat, era manta lui. Și am dat acolo, și l-a băgat așa, și am râs, zic, am prins, ha, ha, ha. Ce credeți că zice meșterul Beligan? Și că râdea bărbatul, dar nu era râsul lui. M-am adus cărți. Zice, când cărțile se dau, se vând greu, oamenii se vând ușor și țara se dă pe de gratis. Tudor Moșatescu. Și țara asta are niște inteligențe și niște sensibilități tacite pe dedesubt, fantastice. Dădeam autografe, nu știu, puram, orabil, nu știu. Am dat un domn în vârstă, a luat și o carte și mi-a zis, domnul Dănuț, dumneavoastră știți de ce românii de Halloween se deghizează în cărți? Și nu știu, ca să-i sperie pe ceilalți. Păi am ajuns la gradul de analfabetism, știți că suntem în primul loc în Europa, au reușit. Vedeți cât suflet și-a pus aici ca să arate concentrat și în viteză ce dihanie ideologică vine peste sufletul ăsta curat al poporului român. Mi-a zis un țăran odată, zice că domnul de dumneavoastră crede în Dumnezeu? Da, eu am ceva peste dumneavoastră. Ce? Eu am și încredere în el. Am învățat să am încredere și mai ales trebuie să aveți încredere în poporul acesta. Nu încredere oarbă, una firească. Una firească. Are ceva în el care nu, ceilalți nu-l pot cuceri.
E un paradox, știți cum se zice, în America este țara tuturor posibilităților. România este țara unde tot e posibil. Și acum fiți atent, apropo de iubire. A fost un mare gânditor englez, Chesterton, și a zis, domnilor, nu sunt aici ca să rezolv problema, ca să vă învăț să priviți enigma. Pentru că iubirea este o taină fundamentală. Dar apropo de poporul român, să o luăm așa de jos, acest popor nelămurit în fața lumii, că tot se mire când vine aici, mi-a zis un părinte, eram prin Sighișoara, și că, domnule, un caz autentic, domnule. Da, a venit la mine o băguță să se spovedesc. Vreau și să am ceva pe inimă, să vă zic. Da, da. Câți ani aveți? 91. Da, cine? Am un păcat care îmi stă pe inimă. Da, spune-mi. Eu când am fost față tânără, m-am măritat cu un flăcău din sat. Dar imediat după nuntă a început războiul, l-a prins ușii și a stat 7 ani acolo. Eu n-am mai răbdat așa și m-am iubit cu un flăcău din sat. Mă iartă Dumnezeu. Câți ani au trecut? Au trecut vreo 60 ceva de ani. A uitat și Dumnezeu. Stai liniște. Zice... Nu, este apocaliptic. Stai să vezi. Uite, citești aici, ești acatist, mai citești Biblia. Mă iartă, te iartă. Domnul Dumnezeu, îți vine după Domnul din nou la mine. Părinte, vreau să am un păcat cu alea grea pe inimă. Dar spune-mi. Eu când am fost fată tânără, m-am măritat. Dar imediat după mărite, am început războiul, l-au prins rușii și eu 7 ani n-am putut și m-am iubit cu un flăcău tare frumos. Bine, bine, mamă, uite, citește asta, mai citește asta, mai face asta, te roge. Mă iartă Dumnezeu, te iartă. Domnul Dumnezeu, după 4 luni a venit din nou. Deci, da, mai, am un păcat care se decurea pe inimă. Eu când am fost vreodată tânără, m-am măritat. Soțul a dus la armată și m-am iubit cu un flăcău tare frumos în sat. Mamaie, mi-ai zis asta. Știu, dar mi-a așa drag să-mi aduc aminte. Dom'le, e atâta cinste. E atâta frumusețe. E atâta candoare. Sparge tot. Să fiți foarte atenți la umorul românesc. Are o aristocrație, inteligență extraordinară. Într-un banc găsești o atitudine. Apropo, zice, la părinte vine cineva și zice, părinte, am păcătuit. Când? Acum 2 săptămâni, așa cu tare, cu tare. Păi să nu mai faci. Hai, da, o doamnă, eu am păcătuit acum 1 săptămână, m-a luat Dumnezeu în minte, tot am păcătuit. Și zice, mă, părinte, domnule, mai spuneți, am păcătuit. Că vă aud rea de la... Păi ce să zici? Și spus că a scăzut de pe punte. E puntea aia de acolo. Și între timp se schimbă preotul domnului. Îl scoate la pensie și vine în hotel și vine, da, părinte, dar acum 1 săptămână am căzut de pe punte. Care punte? Puntea aia de acolo, da. Păi dacă nu ești atent, ce să fac? Păi fii mai atent. Am intrat, părinte, și mi-a luat Dumnezeu minte. Am o lună, am căzut de pe punte. Tot de pe punte? Da, mă, ce să fac? 25 de aici căzuse, nu mai știi să se creadă. Și vine într-o zi primarul și face acolo o adunare și întreabă ce se mai întâmplă în comună. Băi, acolo cu tare, părinte, sunteți nou aici. Ce este? Domnul primar, reparați puntea aia. Și a început să râdă. Și preotul a zis, nu mai râdeți, dumne, că și soția domnului primar a căzut acolo. Cu ocazia asta îl salut pe domnul primar Toma. Spune, doamne, ce noroc aveți cu el. Nici nu vă dați seama. A făcut o cetate aici, știți? Nu are nicio legătură cu țara. Este forma aceasta, erosul, atracția. Trebuie să vă spun că acum 65 de ani, pe aici, la maternitate, o răcăia unul. Eram eu. Mă aducea mama pe lume. V-am adus o carte, Fidem, este chipul ei, când am prezentat-o principese Margareta, mi-a zis, oh, she was a queen, a fost o regină. De un umor. De formă, am plecat la nevoie și am crescut printre capre, de asta am rămas liber. Un puric printre capre.
ce șansă, ce privilegiu pentru mine ca să cresc între munți și râuri și în zona aceasta, în zona teribil de tainică, să nu uitați. Mama, o femeie superbă, extraordinară, și povestea de tata, cum l-a cunoscut. Dragă, a venit, era la Nicoiașul, ea repartizată, tata era Nicoiașul. Și a venit, dragă, un pacient la mine și m-a uitat pe rețetă, doctor Purichior. Am râs o jumătate de oră. Cum să-l cheme, dragă, pe mine, că nu-l cheamă Proșniță? Vai, am râs, deci cum să te cheme așa ceva? Dragă, și peste o jumătate de oră intră un slab, scheletic, boșe, ca un păianjen, și se prezintă, sunt doctorul Puric. Mi-a fost așa milă de el. A zis, faci o stare lipotimică, ca de la mine aici, în cabinet, și am vrut să-i fac un sandwich. Dragă, când am tăiat prima felie, am auzit un strigăt. Dacă ați fi soția mea, nu v-aș lăsa să puneți mâna pe nimic. Auzi ce mi-a zis ticălosul și după un an de zile m-a lăsat să tăie lemn în curte. Era nemaipomenit, doamne. Îmi spunea mama, doctoriță, era atipică. La sfârșit așa se mai îngrășase și vrea câte una, așa. Doamna, du-te, nu mai pot, am niște picioare umflate. Tu vorbești, dragă, uite în ce hal sunt eu. Și îi dădea ceai de coș de gard. Și tata zicea, Dumnezeule, termine că mor de la toate tratamentele astea. A venit, dragă, una și bolnavă și a zis, să veniți la mine cu urina după o lună. Și după o lună a intrat una cu o damigeană și am zis că e țuică, se dau taică de-o și atunci și musafir. Nu era că am aflat ce nu mă făceam de râs. Deci e o zonă foarte nesigură, chestia asta cu amorul și cu dragostea. Trebuie vorbit întâi de atracție. Zice grecul, erosul, te atrage. Voi sunteți de vină. Noi suntem nevinovați. Zice, Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe urmă a făcut-o din coasta lui Adam pe Eva. Și când s-a dat seama ce a făcut, a făcut de urgență alcoolul. Aveam 5 ani, era pe la Nehoiu, pe stradă, așa, pe mine, duneam cu picioarele de o conservă, așa. În spate, acum vorbim de atracție, de eros. Era tata. Tata m-a făcut la 53 de ani. Eu l-am bătut cam unul mic, la 62 de ani. A făcut împotriva pandemiei și a guvernului. Bine. E tare de tot. Și dădeam așa, în spatele era cu unchiul meu și zicea, dragă Liviule, rușii se n-a rămas, va fi al treilea război mondial. Ca acum, exact așa este face. Domnule, și la un moment dat s-a auzit așa. Au trecut niște tocuri. Și s-a dus tratatul de la Varșovia. Peștera Muierii. Eu am rămas cu piciorul așa. N-am mai dat. Și după un minut de liniște s-a auzit vocea lui tata. Stângul mai subțire. Aici începe. Maestrul meu de Mrădulescu, genul. Dragă Puric, ce e libidoul? Zic, libidoul este atracția față de sex opus. Cine te-a învățat asta? Zic, am citit la Freud. Ai citit mult și ai înțeles puțin. Cheamă-i pe ăștia din recreația aici. Libidoul, dragă, este atunci când eu cu Amza Pelea și cu Mircea Alburescu eram la Moscova, în lift, în hotel. Și era o liftieră superbă, blondă, țățoasă și niciunul nu vrea să coboare din lift. Ale libido, că nu vrei să cobori din lift. Ai înțeles? Deci, explicația pe imagine. Eu am mers cu avionul de Marut, că trebuie să fac tot felul de țări din astea cu pantomila, cum zic ăștia la Ministerul Culturii. Și mergeam cu un avion, cât un supozitor de mic am prins, Budapesta, București. E, acolo m-au recunoscut piloții. Mi-a zis, maestre, se poate, stați la protocol. Protocolul era cu perdea, eram două lucruri acolo. Așa? Acolo, singura dată când am stat și la protocol, stăteam așa, aici la soția, și nu acolo, aici, și toate. Și avem un du-du-du-du-du-du-du-du și... Unde să mă uit? La soție știam, nu mai era problemă. Afară eram noapte, nu puteam să mă cef, nu știi la vedea acesta. Erau aici, bu-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 bu. Zic, Dumnezeule, dacă nu pleacă avionul, plec, nu mă ocupe. Și el a spune așa, bu-bu-bu-bu-bu, dacă știam că veniți, mă și fardam. M-ați înțeles? Ăsta este erosul. Ăsta este atracția. Opune-te tu dacă poți.
Aristotel spunea, este dincolo de cauzalitate. Maestrul meu mi-a zis, dragă Puric, dacă iubești o fată și te întreabă cineva de ce, să zici, de Hegel, de aia, că nu se știe. Paulus Dokhimov, mare scriitor rus, acolo să zică că Putin, dacă aveți ruble la sfârșit, eu iau că sunt Putin, a zis, nu tu trăiești dragostea, dragostea te trăiește pe tine. Dom'le, am plecat în turneu cu Teatrul Național în 1991 la Edinburgh. Am plecat și eu pentru prima oară, am ieșit în Occident, am băgat acolo, am plecat cu trenul, așa, și de acolo se schimba, mă trebuie o caralonge. Bineînțeles că ne-a luat la clasa a doua, numai că Ioana Bulc, actriță mare, așa, generația mai veche, îmbrăcată în alb, super, cu cercei de aur, a zis, sunt actriță dragă, pe mine mă știu o lume întreagă. Avea vreo 30 de bagaje pe care am cărat eu, așa mergeam, a zis o piramidă cu bagaje, eu eram. Ia Puricuț pe aici, hai mai repede, la stânga, ai urcat Puricuț. Și am intrat acolo cu doamna Simona Bondoc, cu doamnele Teatrului Național, eram cu Sandu Mina. Fiți atenți aici. Și am ajuns la Oradea. Și Simona zice, Puricuț, trecem în Ungaria, ne mutăm la clasa întâi. Păi cum să ne mutăm, doamne, că nu avem... Dragă, noi suntem de clasa întâi, nu pot să ne vadă aia că suntem la clasa a doua. Urmează-mă, Puricuț, ia bagajele. Și am mers cu bagajele, ne-am băgat într-un convoier, a venit un controlor, trimis de Dumnezeu, mic, cu mustățe, da? Rotite, era Franz Josef, atât de bucuros că ne-a prins în flagrant, că s-a apucat să o amendeze, să ne amendeze. Zicea, ne mirtem, eu știu de la loc, e că și din aici, și scrie amenda. Ne mirtem, eu gâte, ai știu de meșe, că o fegare meșe. Ce făcea Ioana Bulca? Își făcea vânt cu rochia. La fiind maghiara perfect. Ne mirtem, se retrec baroș, e că știu de la loc, e că știu de la loc. Eu de cui de mea ne-am luat. Ăla, am văzut eu, mi s-au îndreptat mustrițele. S-a înroșit și și-a rupt amenda singur. Nimic că nu v-am ștept, sigur mi-a dat făcăra! Sigur mi-a dat făcăra! Ați înțeles? Despre asta e vorba. Eu m-am dus de la Arad, m-au chemat la Timișoara, tot așa, mă turistii, nu fac conferință. Asta este o întâlnire. Vă știți, în ultima vreme, eu am un mare privilegiu, nu mă mai întâlnesc cu spectatorii, cu prietenii. Mai ales de când auzi că sunt președinte, ne dau ce. Nu știți câte guverne am făcut. Fiți atenți, am promis domnului primar că mai vin aici cu spectacolul ăla de unde a ieșit scandal. Votați, vă, se va numi domnul președinte. Să fiți, vă rog din suflet, vă aștept. Domnule, și a venit să mă ia, zic, trimite noi pe cineva să te ia cu o mașină de la Arad, de la Timișoara. Domnule, și a venit o doamnă blondă, nu are rost să mai discutăm, tot așa, pe tocuri. Și a zis, urmați-mă. Am urmat-o. Mă aștepta un jeep. Ce credeți că mergeți la urcat un jeep? Stați lângă mine în față sau în spate ca să gândiți? Și am stat în spate și tot degeaba. Că n-am mai gândit. Este ceva fantastic. Și ce a spus aici, a, minuna aceasta la mine, ei vor să distrugă asta, nu se poate nici. Eu nu s-o mutilez. Am avut pe părintele Atanasie, am adus cartea, cred că cine suntem, am dedicat-o, 17 ani de pușcărie. Fiți, am ieșit, domnul Dan, am ieșit din pușcărie, m-am pus într-o comună lângă corabia și stăteam într-un bordei și n-aveam nici ce lumină, n-aveam gaz pentru lampă. Și mai zis, du-te în marginea satului, că este văduva satului acolo, să-ți dea niște petrosini de la. Și Dan Puric m-a dus și am bătut la gard și n-a răspuns nimeni. Și atunci am îndrăznit, fiți atenți ce calitate de om, am îndrăznit să intru în curte și acolo la poartă, la geam, la ușă, am bătut și n-a răspuns nimeni. Și atunci am îndrăznit și m-am uitat, zic, o fi cineva, nu fi. Și am văzut în pat, era o plapumă și ieșea un călcâi de picior. Și eu m-am îndrăgostit de călcâiul ăla. Era viitoarea lui soție. Vă dați seama? O străfulgerare din asta fantastică. E, dacă vă uitați așa în istoria acestui pământ,
O să vedeți cum filozofii, domne, poeții, au încercat să-l definească, să prindă acest ceva care nu se poate prinde, dar care transfigurează. Dacă te duci în lumea arabă, mai ales la sufiți, și dai de Omar Khayyam, uriaș. A scris despre vin cele mai frumoase catrene, n-a băut niciodată un vin. Cele mai frumoase catrene despre vin și despre femeie. Zice, acest vas fu odată un biet îndrăgostit care gemea de nepăsarea unei femei frumoase. Iar toarta era brațul ce atingea frumosul gât cu atinge ușoare de mătase. Acest vas. Omar Khayyam, rubaiatele, sunt niște catrene. În piața iubirii, fiți atenți cum spune, în piața iubirii, bătrânul devine tânăr, tânărul devine copil, copilul devine înger. Este o transfigurare, este o transformare. Iubirea are o forță colosală, covârșitoare și salvatoare. Ciodidas, secolul XIV. Vi le spun ca să vedeți, facem o mică călătorie prin istoria culturală a omenirii, ca să vedeți acest freamăt, acest fior al iubirii, câtă creație, la câtă creație a dus. Chondidas, budist, monah budist, stătea la templu și s-a îndrăgostit de fata care avea grijă de templu. A renunțat la călugărie. Și zice așa, privirea ei vorbea în culori nebănuite, privire. În mii de culori nebănuite, privire. Deci privirea vorbea în culori. Albina care zbura în jurul ei, din cauza parfumului, zumzetul s-a făcut un dangă de clopot. Totul se mărește în spațiul iubirii. Frumusețea ei în frumusețea bijuteriile. Sariul, știți țara care acoperă, nu putea să-i acopere frumusețea. Și când se ridică din apă, părul negru frumos ca abanosul îi căzu până la coapse. Și în fața acestei frumuseți, întunericul nopții fugi în spatele lunii ca să plângă de gelozie. Este tulburător. Secolul XVI, secolul de aur al literaturii spaniole, Quevedo. Te iubesc atât de mult și când voi muri, voi fi țărâna mea, dar voi fi țărâna mea care te iubește. Uitați la noi, un vers cât o civilizație, cât o cultură. Nu credeam să învăț a muri vreodată, purul tânăr înfășurat în manta, ochii mei înălțam visători spre steaua singurătății, când deodată tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros te duce. Mihai Eminescu. Vezi dintr-o dată cum încearcă să prindă ceea ce este de necuprins. Dacă te duci în istorie, în mitologie, o să observați niște lucruri absolut remarcabile. La ce a spus doamna Lavinia aici, cu ăștia cu 140 de sexe, știți că am nimerit prin Africa de Sud și erau vreo 6 toalete. Și am întrebat unde mă duc. Ei, cum vă simțiți? Păi zic, simt să fac pe mine sau pe tine. Altă variantă n-am. Știți? Peste 70 de sexe. Asta o să discutăm la cealaltă conferință cu educație și cu... Dar întâi trebuie să vă relaxați, că românul... Am vorbit eu, că zic, acum vreo 8 ani, 9 ani, mă duceam prin sate, prin comuni, să vedeți ce o să vină peste noi. Cu 10 toalete, cu ce... Nu reacționau. Și îmi spune, sunt tâmpiți ăștia. Na! Nu le venea să creadă. Poporul român are o normalitate extraordinară.
Nu, nu-l scanau. Eu am văzut un afiș mare în București, cât așa, acum câțiva ani. Era cu un bebeluș care avea o brățară. Un bebeluș superb, un bebeluș de vreo 3 săptămâni. Dar pe brățară scria și un liber să mai are sexul. Și în fața afișului era un țăran cu un praz în mână așa. Așa zice. Era perplex, domnule. Nu putea să, cum să zic, să face pe computerul lui. Această mirare fundamentală este dovadă de o sănătate extraordinară a acestui popor. Să nu vă fie frică. Deci Buzău, Pătrălage, Nehoiu, Nehoiașu, Rădăuții, ce mai e pe acolo? Zice, margine. E o margine, domnule, România e o margine a Europei. Da, zice Titu Maiorescu, dar toate lucrurile tremură la margine. Ce era în Imperiul Roman, când ajunsese la maxim, toate imperiile, știți care este primul simptom? Proxenetismul. Și acta degradată. Cum vedeți și în București, cu stand-up comedy, de o vulgaritate în teatru, de o vulgaritate și pe bani europeni, ministrul culturii, de o abjecție îngrozitoare. Dacă nu ești avertizat, ăla este primul simptom de îmbolnăvire și de cădere. Se prăbușește. Când Roma antică ajunsese și matronele deveniseră curtezane și ajunse la maximul de putregai moral, într-o margine a Imperiului, nimic, dumneavoastră. În Nazaret a apărut cineva. Acel cineva cu 12 desculți a vindecat Imperiul. Tot acel cineva dintr-o margine va vindeca și asta. România, atâta timp cât ține chipul lui Dumnezeu și dragostea aceasta în el, are toate șansele să vindece marele bolnav care vine peste noi. Marele bolnav. Atașați la lucrul acesta, la milă, la iubirea firească, la atitudinea firească, umorul. Eu mi-aduc aminte că îl urmam pe tata, aveam vreo 5-6 ani și mă duceam pe deal, urca dealurile, nu? Cu o țigară în gură și îl aștepta la... Da, spune, țăran. Cine, ce se întâmplă, ce caz avem? Stau, domnul doctor, să frunzărim o țuică, nu ne grăbim. Acolo și... pe față se spălau cu țuică și capele avea cu la nevoie, erau toate în stare totală. Și ăla, dumneavoastră, dar cine știe, e soacră-mea bună, la al doilea păcăruț. Doamne, doctor, dacă o faceți bine, vă dau două găini, dar dacă moare, trei capi. Haideți să mergem puțin în istorie, în Grecia antică, în mitologie. E fantastic cum au încercat să găsească, să surprindă. A zis la mare și că din spuma mării a fost Afrodita, zeița frumuseții, a fertilității. Zice grecul, Afrodita era soția lui Hephaistos, care era ăla zeu meseriașilor, a focului, se născuse infirm și maica s-a trimis să lucreze în altă parte, tot așa. Dar ea, femeie frumoasă, mă rog, cum adulterul era ca și acum la modă, s-a mai iubit cu Adonis și s-a mai iubit cu un individ care e din zona de aici, din Tracia. Nu fi de la Buzău, de la Uzicie, de la Solovia, se numea Ares, zeul războiului, interesantă chestie. Frumusețea, sensibilitatea și războiul, o dualitate. Și-au făcut un copil frumos, au mai mulți copii. Da, primul copil era mic așa, l-au numit Eros, zeul iubirii. Super, până aici, extraordinar. Așa s-a născut iubirea. Din Afrodita, zeița fertilității, și a războiului, interesant. Ce-a constatat Afrodita? Nu mai creștea Dumnezeu. Rămăsese așa cu un anism hipofizar acut. Asta, un Eros minun. Nu mai creștea. Disparată în calitate de mamă, s-a dus, dacă știți, o doamnă stă cu o sabie în mână și cu o balanță. Temida era zeița justiției. Ei mai tăia cu sabia. Așa cred că eu asta aș băga în guvernul meu. Am făcut un guvern și la justiție am băgat pe Vlad Țepeș. Și la Ministerul de Interne pe Ioan Vodă cel cumplit. Dacă aveți propuneri, vă aștept. Și a întrebat-o pe Temida, care ia... Aia grecii, zeița înțelepciunii, zice, legea divină, așa se traducea. Legea divină și ea care era sfătuitoarea familiei. Fantastic. Gândiți-vă, cu 400-500 de ani înainte de Hristos, grecii spunea așa, această zeiță, echilibru familiei,
apărarea stâlpul familiei și a întrebat-o pe Temida, ce să fac cu ăsta că nu crește? Și Temida, care nu lucra la endocrinologie, nu i-a dat hormon de creștere. I-a dat ceea ce trebuie să dăm noi și poporul meu. A zis, mai fă unul. De ce? Iubirea fără pasiune nu crește. Și a făcut unul care se numea Anteros. Anteros era pasiunea. Și zice, atâta timp cât Eros se juca cu Anteros, creștea, Doamne. Era frumos. Era. Când se despărțeau, era devenea piticării. Ne-ați văzut acum, establishmentul vrea să scoate sentimentul. De-aia se sexualizează societatea. Sexus înseamnă în latină despărțire, din punct de vedere fiziologic, ca organ. Eros este împreunare. Eros se sexualizează ca să nu fie iubire. Doi oameni când se iubesc, doi oameni sunt indestructibili. N-ai cum. Și atunci, ca să dividă societatea, îi fac așa. Îl reduce pe om la identitatea sexuală. Reduce la biologie. Sexul este dat de Dumnezeu, are Dumnezeu divin. Dar dacă el nu este angajat în pasiune, rămâne în biologie. Și băieții din laboratoarele sociale știu ce să facă. Știu, de asta sunt piese eminamente sexuale, dar fără dragoste. Le e frică astăzi tinerilor să iubească. Este frică. E bine lucrat. Dar uitați grecul cu 40. Dom'le, și a crescut, Dom'le. A crescut Eros mare, o săgeată, și cum trăgea, în inimioară, în cord. Dar trăgea nu numai muritori, trăgea și în zei. Și pe toți, prin iubire, zice, i-a salvat de ferocitatea destinului. Un om, prin iubire, tranșede destinul. Și la un moment dat, Afrodita s-a uitat pe pământ și a zis, cine e nenorocit asta? Doamna frumoasă, superbă, superbă! Cine ia vină cu acele Eros? Te duci și o faci să se îndrăgostească un monstru, să nu mai văd pe nenorocit asta. Eros și-a luat toba cu săgeți, a cupărat pe pământ. Individul se numea Psihe, care înseamnă suflet. Și când se tragă cu arcul, s-a îndrăgostit el de ea. Și au stat împreună și a zis, i-a pus mâna apoi și a zis, vei fi cu mine mereu, dar n-ai voie să aveți fața. O zi, două, trei, o lună, femeia curioasă din fire, noaptea a venit cu o lumânare să-l vadă. Și ăla s-a trezit și a zis, din clipa asta am dissolut. A plâns, a dat cu capul de pereți și s-a dus la șeful cel mare, care nu era la Washington, ci la Bruxelles, era Zeus. Și a plâns așa de tare și Zeus a zis, bine, hai, vă căsătoresc. Fiți atenți, ce metaforă frumoasă. Sufletul omului, psihe, a devenit nemuritor când s-a căsătorit cu dragostea, care era nemuritoare. Psihe cu Eros. Și așa a devenit dragostea nemuritoare. Nu vreau să spun că sunt obișnuit. Mi-e place în biserică când sună. Și au băguți, au genți foarte lungi. Caută, pirichi. Alo, nu pot vorbi că sunt în biserică. Dar vorbește în biserică, în continuare. Cum Nelu, când aud, zi mai tare! Ce bine se întâmplă, stați muzică. I-am zis preotul, părinte, de ce nu le spuneți? Nu pot, domnule, acum îi sună copiii din Spania. Ce să, liturghie, Doamne Iisuse Hristoase, nu pot, mai stai puțin, câtă valută, dar e nenorocit. Ca la noi, la nimeni. Întoarce-mă în Grecia, păi, din când în când, în România, da. Să o zic aia din România, zice, te-au sunat, părinte, autentică, zice, părinte, da, la Gorj, părinte, e adevărat că Eva a fost făcută din coasta lui Adam? Da. Dar Adam dormea? Da. Păi la asta m-am gândit că dacă era treaz, nu era de acord. Da? Român, m-am zis, rest? Și este foarte interesant. Am mai fost prin țară, așa mă mai duc. Și când spun asta, mai abitir râd femeile decât bărbații. De unde rezultă umorul, dacă îl duceam în America, oh no! It's sexual harassment! Discrimination! Mi-am salutat mâna la una când am fost și acum 20 de ani și am spus că îi ridic fusta. Oh no! Ați înțeles? Da.
asta este, lăsăm ce să fac. Problema n-ai cum să insiști acolo foarte tare. Am mai fost prin Australia și vreau să cadă o băbuță în mașină și am prins-o. Îmi pare rău că am prins-o. A început să țipe, police! Sexual harassment! Dacă cădeai cu dinții în asfalt, era perfect. Asta este. Deci e o altă lume, nu? De pe malul Buzăului, eu am auzit pe tata că se uitamă la o doamnă. Nicolae Paulescu, marele geniu, savant, a zis că comunismul va distruge două lucruri. Instinctul de proprietate, nu lăcomia. Și raportul bărbat-femeie. Și se țin de cuvânt, dar că vin ăștia cu fața aia de rezervativ care zice nu veți avea nimic și veți fi fericiți. Dar nu vreți să începeți cu voi? Mai dați din bani. Bun. Vorba maestrului meu, dragă, cu urignare, niciun nonsens să mai vorbim. Stai liniște, mergi înainte. E un dialog al lui Platon, se numește Banchetul. Dom'le, este fantastic. Cu 400 și ceva de ani înainte, ei și-au pus problema iubirii. Și încercau să găsească ce este Erosul, zeul ăsta. Au zis Hesiod, unul dintre cei mai vechi poeții greci după Homer, este cel care a alungat haosul și a băgat ordine. Un om care iubește, alungă haosul. Orficii au zis Cosmogonos. A dat viață. Erosul, iubirea. De viață. Ce intuiție aveau, domnule, extraordinar. Și a început o discuție. Erosul zice, e cel mai vechi dintre zei. Au zis, e cel mai tânăr. E cel mai blând, e fluid. De ce intră în inimă și nu simți? Te înrobește de bunăvoie. Sunt niște lucruri cutremurător de inteligente care te străpun, venite de 2500 de ani, 2400 de ani. Zice, el calcă pe vârfuri, pe capetele oamenilor și până și cei care nu erau artiști devin artiști. Trebuie să încep să scrii poezii când o vezi pe oameni, care îți place. Și invers. Este ceva, se schimbă metabolismul, se schimbă fiziologia unui om atunci când este îndrăgostit. Și este o discuție și unul, fiți atenți și zici, ce bine se potrivește cu România de astăzi și cu lumea întreagă. Unul zice, eu aș face o cetate de îndrăgostiți. E cea mai bună formulă politică. Pe ce te bazezi? În clipa în care două armate se bat și una pierde și fuge ca să-și apere existența, sunt de conservat, nu știu ce, și unul este mai în spate așa, fuge și gata să-l prindă, aia să-l omoare. Da, dar dacă el vede că îl privește iubita, pune mâna pe sabie și înfruntă totul. Erosul, iubirea, îți aduce curajul faptelor mari și lipsa de frică în fața morții. Uitați-vă la cei care au iubit cu adevărat, nu le-a fost frică de mamele care s-au dus până la capăt. Dacă vă uitați, Doamne ferește, într-un cutremur, după ce descurcă apa, ați văzut acolo, era mama care și-a cumpărat copilul, soțul, soția, în ultima secundă. Este instinctul de jertfă care este dat, nu se explică. Schiller zicea, nu se explică, o mamă stă de vorbă cu o prietenă, are copilul de 5 ani de mână și din neglijență îl lasă. Și când se întoarce, îl vede că e în mijlocul străzii și vine o trăsură cu cai. Ea nu judecă conform unei teorii morale. Ea se aruncă. Ăla este instinctul de jertfă. Care pleacă din iubire. Este o inexplicabilă, este o imponderabilă. Și la un moment dat, ei în mitologia lor, în poveștile lor, pentru că mitul, să știți, este o formă de cunoaștere, o formă de explicație, de explicare a lumii, a vieții. Un filozof mai gras de aici, din România, cu la varieră, cred că e naționalizată, i-a luat de undeva, a spus că Dan Puric legendarizează. Păi ce vrei, mă, să stăm noi în CNP? Mama mea, bunica, e o legendă, poporul este o legendă, dacă te duci la colți, faci la chiliile alea de acolo, că iese o taină din ele. Ce faci, mă, nu mai există un alt spațiu al misterului, al tainei? Zicea Marcel Gabriel, Occidentul are probleme. Răsăritoare taine. Taina nu se rezolvă. Ea te trăiește pe tine. Era Aristofan, care a fost scriitor de comedii și zice, așa a fost, la început omul era androgin, era și bărbat și femeie, mare, avea 6 brațe, fudul, arogant și a vrut să dea lovitură de stat. Să-l omoare pe Zeus. Și Zeus i-a prins și i-a tăiat în două, ca pe o plătică, zice.
Și atunci partea masculină a trecut într-o parte, partea feminină a trecut în altă parte. Și zice Aristofan, de atunci încearcă să se apropie. Erosul este dorul față de celălalt, dar e foarte greu pentru că între timp viața i-a făcut să fie independent și apropierea asta e chiar dureroasă și primejdioasă. Știți ce le-a zis un indian la Harvard? I-a chemat acolo cu dreptul egale și l-a zis, lăsați asta, asta e evident. Bă, important este riscul întâlnirii. Riscul întâlnirii. Când au venit cu parada modei în New Delhi, în India, cu femei dezbrăcate, cu astea, și eu a zis, dom'le, iertați-ne, dar noi aici de 5.000 de ani avem o tradiție a voalului. La noi acoperirea corpului e o taină, îi face parte din... La noi ne interesează, you have to be democratic. We change this stick in the mud mentality. Schimbăm mentalitatea asta. Zic, dom'le, nu înțelegeți, sunteți în India. N-aveau, cât am eu un buletin civilizației. Erau 5.000 de ani. Într-una dintre ritualele înainte de nuntă, la mulți indieni, el stă cu viitoarea soție în pat, se strâng mai de mână. O lună de zile. Vă dați seama ce se întâmplă? Așa sunt ei. Așa este lumea lor. Și dom'le, au venit și au făcut. Și nu și-a dat foc un budist și au plecat. Și nu și-a dat foc acum săracul Aaron ăla în fața ambasadei din America. Soldat. A zis Free Palestine. Și-a dat foc. Deci până nu se întâmplă o chestie de lui, calcă totul în picioare. Aici se chinuia să spună normal. Calcă totul în picioare și-a dat foc. Ca să apere o treabă care este milenară, este inexplicabilă. Așa s-a născut una dintre poveștile apocrife. Spune că erau doi iubiți. Încă una primitiv. Fiecare dintr-un trib, triburile se urau. Și s-au ascuns într-o peșteră și știau că se vor despărți și nu se vor mai vedea niciodată. Ardea focul și umbra iubitei era pe peretele peșterii. Și atunci de disperare a luat un cărbune și a desărat umbra. Ca măcar cu umbra să rămână. Gândiți-vă cele mai cutremurătoare povești de dragoste. Le găsiți în cărțile de mărturisire a martirilor din închisurile comuniste, pe care ăștia l-au ascuns, l-au ars. Pe mine m-au făcut în tot felul. Ci că Dan Puric are mania cu martirii, cu închisurile, cu sfinții închisurii. Sunt trecut la patologici. Patologicul Dan Puric vă spune așa. Apropo de iubire, Ion Ianolide, unul din sfinții închisorilor. Când era tânăr, s-a îndrăgostit de sora lui Valeriu Gavencu, sfânt al închisorilor. Și erau doi tineri frumoși și 48, când s-au făcut în noaptea aia 2000 de arestări, a fost arestat. Ea a așteptat. Există o cărțuie atât de mică, Deținutul Profet. Te cutremură. S-au întoarce la Hristos al lui. Te cutremură. Omul a murit într-o garsonieră mai mare. Și ea a așteptat. Un an, doi, trei. Familia zicea, domne, nu-l mai aștepta, mărită-te, fă copii, că îți distrugi viața. El aștepta. Și după 18 ani, securitatea de atunci, ca și vânduții de astăzi, au făcut manevra asta. I-au trimis hainele într-un geamantan și au zis, auzi, a murit banditul, hai, dă-l dracu, iei hainele. Ea a rămas în față cu geamantanul, pietrificată, l-a așteptat 18 ani. Părinții au găsit terenul gol și au zis, mărită. Și mă rog, după câteva luni, ia, cu presiunea asta s-a măritat. Și zice Valeriu, și zice Ion Ianolide, după câteva luni l-ai liberat și pe el. Și zice, m-am întâlnit pe stradă cu ea. Și era cu soțul. Și ne-am privit și nu mai puteam face nimic. Acolo o să vină ei să ne întrebe. Femeia aceea mie îmi spuneau martirii închisurilor comuniste. Domnul, dar noi n-am fost nimic. Femeile noastre au fost totul. Pentru că nu știau nimic de noi. Ne-au așteptat 5 ani, 10 ani, la altul l-a făcut pomană, l-a făcut morminte fictive. Am zis, găsit o carte, dragostea ține 2 ani, 4 ani, acum 5 ani. Una dintre cele mai frumoase definiții, și până vreau să mă întorc la chestia cu Aristofan, cu Androginul, una dintre cele mai, dacă vezi definiția, n-a dat-o un savant, a dat-o o fetiță de 5 ani. A zis, iubirea este atunci când lui bunica i-au căzut ochelarii jos
Și bunicul bătrân și bolnav de reumatism s-a plecat, i-a luat și i-a dat. Acolo este jertfa. Eu vedeam prin parc, mergeam cu Dulci, cu cățelul meu, care acum a trecut la Domnul, v-am văzut cartea. Să nu evitați. Este cartea sufletului meu. Cățelul meu arăta. Era o cuplu de, în vârstă, mergeau de mână așa. Și tinerii erau fiecare pe mobil. Da, erau, treceam pe lângă o cârciumă, la ora 10. El stătea așa, aici de la Proham, de SMS-ul. Și aș făcea botul. După două ori erau la fel. La fel. Asta nu înseamnă că toți tinerii sunt așa. 10-15% de o frumusețe extraordinară. Dar în rest, la nivel mondial, sunt așa. Știți că pe stradă, în Olanda, la semafoare, semaforul nu mai e acolo, bate în asfalt, că el este așa. Și acum, ca să mă întorc în Grecia și mă revin în România, puternic, zice, e dorul de celălalt. Socrate, zi-ne tu. Zice, ați vorbit atât de frumos și de bine, cât eu nu mai găsesc rostul. Deștept, Socrate. Întotdeauna mimane cunoașterea și ca Columbul se întorcea. Iartă-mă, Aristofan, de dor, e dor de ce? De o lipsă. Mm-hmm. Înseamnă că dragostea este o lipsă, e o dorință de a avea ceea ce a avut. E o lipsă, iubim ceea ce nu avem, Aristofan. Și iartă-mă, Aristofan, ei se întâlnesc ca să fie împreună sau ca fiind împreună să facă ceva mai bun decât ei doi? Adică nemurirea, copilul. 400 de ani. E ceva Rabindranath Tagore. Nu mai știu unde ești, pentru că te-am așezat atât de adânc în inima mea. Nu-ți mai știu privirea, pentru că ești însă și privirea mea. Ești absolutul cerului, ești vechele câmpului, ești poetul din sufletul acesta de poet. Rabindranath Tagore, indian, contemporan cu Eminescu, numai că atât de dor mai mult decât Eminescu. Între mine și iubita mea e o distanță mică. Da, dar orice distanță, oricât de mică, este divizibilă la infinit. Și eu, apropiindu-mă de ea, înseamnă că pot să salut în fiecare secundă eternitatea. Blaise Pascal, inima, are rațiuni pe care rațiunea nu le poate trece. Jacques Prévert, mare poet al Franței, nu există cele 7 minuni ale lumii. Există una singură, iubirea. Vezi dintr-o dată cum se ambalează. Schopenhauer zicea, nu, iubirea este o viclenie a speciei în voința de procreație. Te păcărește. Platon zicea, este orbire, este ideea de iubire. Ideea este sus, o contemplăm și ești orbit. În Evul Mediu, iubirea este beția sufletului, boală a minții, confuzie totală. Ronsard, scriitorul curții în secolul XVI, sărutul este copilul buzelor ce tocmai s-au desprins. Dintr-o dată vezi cum artiștii, poeții, oamenii simpli, încearcă să denumească lucrul acesta. Eu mă mai duc, jucam pe acolo prin centrul vechi și erau așa, trei scaune aici, cu muzică, la Crăciun, nu orice muzică, aia, de mutat creierii din loc. Aici, o distanță mare, altă muzică supraelectronică. În partea asta era fotbal. Și în acest infern intrau tinerii să iau o bere, să fie împreună, nu? Să se liniștească. Problema era că și ei veneau cu muzică cu căști. El era așa și erau așa.
Și intrau două caracatițe. Și stăteau cele două meduze aici. Meduza nu putea să-i zică și arată meduze, te iubesc, că n-avea cum, că era... Nu putea zică, te iubesc! Na, nici nu-i spunea, că nici nu mai dacă să folosim timp. Ca să vorbească cu chelărul. Nu putea să că două băi, făcea pantomimă. Și am văzut eu, că era din aia tabletă mai mare. Nu, ea nu era acolo, era aici. Și îți dau SMS-uri. Nu, ce vrei să mânce? Ce fătăcă? Și eu ce-a făcut tăsă? Și-am făcut tăsă și cât tăsă? Ieșeam un SMS, pe nimic cât tă. Cretinoi. M-ați înțeles? Și eu am zis unui preot, părinte, ce fac eu cu ăștia? O să ne văd de martiri, de eroi. Nu vedeți că sunt că păsătă, făsă, mărâncă? Răspuns dați-l de Burevista. Dar nici nu s-a clipit. Mă, băiete, mă, lasă-i în pace că ăștia nici măcar un păcat ca lumea nu mai sunt în stare să facă. Deci e o virilitate. O virilitate. Pune și pentru păcat îți trebuie o virilitate. Nu mai am, și-l dă așa. Și că reziști, la ce reziști? Ați înțeles? Cum vine o ideologie de dincolo? Ești bărbat sau femeie? Nu știu. Și eu am zis, noi nu schimb sexul, nu. Eu nu mă fac ploșniță. Rămân puric, nu. Păi da, domnule. Las că mai nu acum, ci că se crede câine. Nu trebuie la să-l știe așa. Altul pasăre în America, l-a făcut. Se vede demență. Aia română se uite și are umor. Ce faci, mă? De ce la trimă? Hau, hau? Hai, eu așa le-aș face, aș dătrea și eu la ei. Hau, hau, hau! Adică e nasol de tot. Fiți atenți aici. Dumnezeu a făcut pământul în 6 zile și pământul s-a odihnit. După aia l-a făcut pe Adam și s-a odihnit din nou. După care a făcut-o pe Eva și nu s-a mai odihnit din nou. Adică, mi-a zis un preot, domnul Dănuț, aici este tot tonusul poporului român, ăștia care vin seamănă cu ce vă zic eu, dracu, încerca să ispitați cu o femeie. Și femeia l-a lăsat. La tot îi vorbea și spune, mă, s-a uitat și a zis, mă, ți s-a urât cu binele. Ăsta este tonusul poporului român. Socrate, ce iubim? Iubim, n-am zis-o eu, zice Diotima, o preoteasă, era un truc al lui, da, îi ducea în altă parte. Diotima mi-a zis să iubim frumosul. Iubește frumosul unui trup. După care să iubești frumosul altor trupuri, ca să-ți dai seama că frumosul nu e numai privilegiul unui trup, frumosul circulă în lume. Și Diotima mi-a zis, spune-o, iubește sufletul, care e mai important decât trupul. Și până dacă vreți frumosul în sine, iubește îndeletnicirile, legile omenești care sunt rezultatul frumosului. Iar în final se iubește știința, unde frumosul este în esența lui, este dematerializat. Și atunci aveți o lume într-o contemplație. Te uiți. Păi și asta, dacă te duci, toată zona asta, zona țării, frumos, contemplă. Și se întâmplă un accident. În omenire, un scandal care ține până și astăzi. Apare cineva care iubește ceea ce era de neiubit. Un lepros, un ciumat, un orfan, o văduvă. Îi mângâie. În Grecia antică, ăia ocoleau orașele, aveau niște clopote. Erau în afară. Și cineva a zis, sunt cu voi. Așa este tot. Al doilea lucru care s-a întâmplat, iubești, știți că grecii aveau așa. Eros, dorință. Fileo, prietenia. Agape,
iubirea universală. Storghi, iubirea de părinți. Patris, patridos, iubirea de țară. Și a mai părut un capitol pe care ei nu-l aveau. Să-ți iubești vrăjmașul. Aici a fost mare răsturnare pe care a dus-o Iisus. Părintele Ilarion Felea, martir al închisorilor comuniste, cel mai mare liturghisitor al nostru, un fel de Sfântul Ioan Gură de Aur a poporului român, părintele Stăniloae spunea că eu am tradus Filocalia, el a trăit. Mormântul lui e undeva sub niște blocuri cu patru etaje unde se cântă manele și niște oameni săraci care vă dați seama cam populația României de astăzi care nu are nicio treabă. Acolo i-au îngropat cei mai buni. Și Mircea Vulcănescu, pe care orătănile astea îl fac criminal de război. Unul dintre cei mai mari martiri ai neamului. Acolo. O groapă comună și blocuri. Iar jos, unde i-am îngropat, au pus cimitir civil. Ca nimeni. Ilarion Felea, dacă îl căutați, să uitați pe telefoane, vedeți fruntea aia înaltă, de tip eminescian. Le-a explicat săranilor că nu faci teologie, nu ești la Trinitas când ești în biserică. Trebuie să-i vorbești pe suflet. Țăranul român nu e prost. Și le-a zis ce a însemnat. Zice, Ipolit. Zice, Euripide, un mare poet al Greciei antice, a scris o piesă intitulată Ipolit. Ipolit era un îmblânzitor de fiare, un tip puternic, musculos, inteligent, superb. Muritor, dar superb, un om cu o forță teribilă. De care a îndrăgostit Diana, zeița vânătorii. Așa era Mălin. Muritori cu nemuritoare, nemuritori cu muritoare, se făcea naveta. Și zice, era o mare pasiune. Dar la un moment dat, Ipolit, din neatenție, a fost sfârșit de fiare și stătea zdrobit între stânci, cu toracele rupte, trăgea să moară și atunci, cu ultime forțe, a ridicat fața spre cer și a zis, vino, zeiță Diana, iubita mea, vino să vezi ce a mai rămas din cel care te-a adorat. Și zice Ilarion Felea că a venit zeița, dar cu spatele. Și a zis, noi nu cunoaștem lacrima. Noi nu avem voie să vedem suferința. Adio, dragul meu. Asta era lumea antică și asta este lumea de astăzi. Și a venit cineva care a cunoscut lacrima. Care a cunoscut cea mai cumplită suferință. Iisus, la prima. E singura divinitate care a plâns pentru noi. Zeii erau indiferenți. Zeii erau un fel de Bruxelles, cum este acum. Le dau, da, eu așa-i văd. Păgâni, cum să zic, dincolo de orice normă, de țăranul român, a căzut la jos și îl ridică. A văzut la Rosetti, acolo în București. A căzut o doamnă săracă, cred că avea o problemă de tensiune. S-a oprit, domnule, lumea. N-a venit niciun comisar european să-i întrebe. M-a oprit, a dat un pahar cu apă, unul i-a luat mobilul, a sunat pe fiusul. Era capitalul acela de milă. Pentru că, cum să zic, în dragoste apare jertfa. Apare transfigurarea. Zicea Diadoh al Foticei, Sfântul. Dragostea este un plus de viață și pentru mine și pentru tine. E un plus de cunoaștere. E un plus. Nu stăm așa, ca și rochetele, numai biologic. A căzut omul pe stradă, nu catolic, greco-catolic, ortodox, musulman, românul ridic. Românul ridic. Tata Dumnezeu să-l odihnească. Pe Valea Neholii, pe aici, pe câți a vindecat, am văzut oameni care îi cădeau în genunchi. Eu așa am avut copilărie. Era unul trimis de băieți. Maestre, pot să vin să vă iau un interviu? O mai mare, are vreo 300.000 de euro pe an. L-am văzut pe la televizor în timpul pandemiei seara. Așa. Și cu mâna jumate, îmi zicea mie Bibu, dragă Furi, când dă unul un uroc cu mâna jumate și e umed în palmă, să știi că e nenorocire. Bine, dar nu rogam. Pot să stau la repetiții, să... Da, te rog, că sunt tânăr și... Pot să vin dumneavoastră la televiziune, la... Da, tot stătea pe mână. După care a dispărut. Și mă sună un prieten de la Nehoiu. Bă, Dani, e unul pe aici, la primărie, tot întreabă dacă taică tu, nu știu ce, dacă știu, și săracul a nimerit să se băga la coadă.
Și stăteam acolo la primărie să întreb, să ancheteze, că am zis că cine știe ce fraudă, ci că îl cunoaște, a dat un Moș. Îl cunoașteți pe actorul Dan Puric? Domnule, nu. Eu știu pe domnul doctor care mi-a salvat viața. Vă dați seama, zicea Eminescu, viitorul umbra. Ce umbra a rămas de la tata, de la mama. Și ăsta, un fel de păduche uie, înțelege așa, ne. El e copilul turnătorului din 45. El nu mai are iubire. Dar țăranul i-a răspuns. Eu nu m-a prins, domnule, la... m-au învățat de lbedeia mici pe la Nehoiu să sec, secam râulețele alea. Și ne-au dus prin munți și secam, puneam așa un dic de lut și veneau peștii cu mâna. Și a venit pădurea lui domnule. Ce faceți, mă, mama voastră de ne... Au fugit tot ce nu a fugit. Eu eram în tenis și urte așa, te bag la pușcărie. Al cui ești, mă? Și ca domnul doctor Puric. Al cui? Da. Vine, mă, cu acest, dau 3 kg de păstrări, dar se poate, m-a salvat copilul. Vedeți? În Germania nu se putea întâmpla așa ceva. În altă parte. E ceva în poporul acesta ca o... E ca o substanță care nu lasă să se așeze. Cum l-am întrebat după țigănușul ăla, te-ai vaccinat? M-am vaccinat să mă urmăm. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. Dar de ce? Îmi plac femeile, domnule. Vedeți? Alunecă. Nu merge. Un american niciodată nu mai fi dat asta. Absolut niciodată. Domne, vedeți lacrima aceasta? Rumi, mare poet persan, la 1100, zicea, ce om? E o picătură într-un ocean. Ce e omul de spirit? Un ocean într-o lacrimă. Așa a fost Eminescu. O țară întreagă într-o lacrimă. Octavian Goga. Vedeți? Satele unde mă duceam pe acolo. Îi scos din manuale. Și eu și Cojuc. Da, că nu sunt canonici. Cine sunteți voi, mă, de nedați canone? Zice, întâi s-a născut satul. Și pe urmă munții, văile, dealurile și pădurile ca să apere minunea aceasta. M-ați înțeles? Întâi s-a născut satul, câtă dragoste de pământ. Vedeți dumneavoastră că dragostea aceasta, zice grecul, patris patridos, de țară, de pământ, pe care astăzi e tăiată, ăștia sunt majoritatea anafectivi și apatrizi. Am fost săptămâna trecută în Franța pentru 4 zile, în calitate de președinte. M-a luat soția și zice, dacă mai stai, nebunești. Am bilet. Ca la nebun. M-am dus, m-am plecat, 4 zile am stat acolo. Lângă Bordeaux am văzut o comună foarte frumoasă. Foarte frumoasă. O Franță din aia, fără blocuri. Cu chestii din aia, din mediu, din așa, din baroc. Și am văzut o mănăstire superbă, mare de tot. Numai că jumate era primărie și jumate e grasie. Și am scris așa, o primărie. Zic, o mănăstire care ajunge primărie, niciodată nu va mai putea reveni să fie o mănăstire. Un popor care își pierde credința în Dumnezeu și în sine, niciodată nu va mai fi popor, ci o populație, iar țara o regiune. Exact ceea ce vor să facă ei. Asta spunea doamna Lavinia. Că acum o dați pe ea. Da, mămicul, imediat spun ceva acum să râzi. Zice, amendament de urgență la Biblie, nașterea femeii. Dumnezeu, bătrân de zile, jobosit, stătea așa. Adam, la vreo 100 de metri, dormea era. Și a chemat îngerașul și a zis, bă, vină cu acela. Sunt prea bătrân să mă duc până la Adam acolo. Du-te, iei coasta și adu-mă cu acest copil, binecuvântez. Da, pe cata, ăla. Cu urache anestezie profundă. Să plece, a auzit o manea. Era un drăgușor. Și zice, îngerașule, nu, ce e aia? Deci, e coasta a lui Adam. Nu vede și ne scoate? Nu, nu, nu pot, că nu e voie. Hai, îngerașul, că tu ești bun, ești așa de... Tu e suflet de îngeraș, măcar s-o ating fiți, mă. Mamă, ia și dar nu mai s-o atingi. Dar uite, pac! A luat-o și a fugit. A fugit drăgușorul cu coasta lui Adam. A fugit ăsta după el, a luat-o în zid, pac, pac, da, cu pumnii. A trecut dracul prin zidul ăla pe acolo, dar era o crepătură.
Și a văzut coada și a început să tragă de coadă. Înger. Țuc, 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 pac! Și a luat coada. Și plin de emoții, ce zice? Bă, nu ești ceva. Dumnezeu a binecuvântat-o. Și așa s-a născut. E? Doamne, are poporul ăsta un umor extraordinar, adică că v-am trecut așa prin mai multe sfere și prin, o să ziceți bun, grecii, indienii, persanii, dar noi ca popor. Cea mai tragică și cea mai înălțătoare poveste pe care am ascultat-o când aveam 5 ani acolo în Nevoiu, era bunica Dumnezeu să ordineze care a îngropat acolo, lângă domnul Vasiliu, care a fost primar pe vremea regelui și ai de capul lui ce a pătimit. Și mi-a citit Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. 7 pagini așa. N-o să găsiți nici în Vede, nici în Upanishad, nici în toată mitologia grecească sau nordică. N-au cum. În forța aia concentrată de credință de popor. Am plâns de m-am spart. Și acum cu greu citesc. Deci, să știți din ce popor facem parte. În bazmul românesc, făt frumos nu se naște decât în două situații. Îi zice, era însărcinată împărăteasa și de două zile trebuia să se nască și el nu vrea să se nască. Naște-te, fătul tati, că te face tata împărat. Te face tata, îți dă tata toată împărăția, te face tata vlădică, te face tata sfânt. El tăcea și nimic nu spunea. Deci nu s-a născut acest neam niciodată pentru ispitele istoriei. Nu vroia să intre în istorie. El se naște când, zice, îți dă tata pe zâna, îți dă pe zâna zânilor. Nu, aia este o abstracțiune. Ca drepturile omului, care toate sunt juridice, dar n-au Dumnezeu. Diferența între drept și dreptate. Poți să fii... mă întorc imediat la lucrul acesta, să mă duc să aminte, să nu uit. Traian Băreleanu, mare sociolog de talie european, a murit la iud. Drept și dreptate. O femeie cu 5 copii, cu soțul, stau în chirie. Și moare soțul printr-un accident și a intră în incapacitate de plată. Dreptul chiriașului, dreptul proprietarului se s-o dea afară, dar nu are dreptate. Dreptatea apare când apare mila, când apare credința. E acel ceva. Sunt drepturile omului, nu dreptatea omului. La noi nu au fost drepturile omului, a fost să te omenesc. Este o intraductibilă. Nu poți să traduci în germană, în arabă, în engleză. Domnul Dan, ne-ați omenit, vă omenim. Ăsta este primul simptom de iubire totală. Ne-au făcut xenofobi, că noi suntem xenofili. Știți foarte bine că dacă nu străinii pui totul pe masă. Și atunci să ne întoarcem... Unde era? Tinerețe fără bătrânețe, viață fără bătrânețe. Perfect. Și îl spune, ce-o dau pe zâna Cătălina. Deci cu nume de botez. El se naște pentru a iubi. El se naște pentru a iubi. Zâna Cătălina și Tinerețe fără bătrânețe sunt două bazme esențiale pentru poziția și atitudinea poporului în lume față de Dumnezeu. El se naște pentru o femeie care vine pe pământul acesta nu să fie împărat și nici vlădică și nici nimic. El se naște pentru a iubi și nu o abstracțiune. Pe zâna Cătălina, pe Ileana Cosânzeană. Răspunsul dat de Petre Țuțe a fost uluitor la ciocănitoarea cretină de la BBC, care spunea că dumneavoastră, ce părere aveți despre drepturile omului? El cu fețul ca, domnișoare, eu nu sunt om. Aia a rămas mai tâmpită decât plecase din redacție. Și a zis, de ce sunteți dumneavoastră? Eu sunt Petrica lui Vasilica din Botei. Adică nefericită aia se întâlnise cu nume, cu o persoană, cu un univers creștin, cu un unicat. Nu cu un om generic. Omenia, omenescul românesc, nu are legătură cu umanismul european. Suntem alții. Și a doua oară când se naște
făt frumos, excepționalitatea aceasta se naște când, zice, împăratul disperat a vorbit gura fără el, îți dă tata tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și în clipa aia s-a născut. Deci, dorul veșniciei. Nu vedeți că noi nu dăm prioritate la istorie până și la... Uitați-vă ce e în jurul nostru. Ce focar de război este. Și pe ucrainieni ne-am ajutat într-o secundă. Nici nu ne-am mai gândit că ne-au luat ținutul Herțeau. Nici papagalul să ne facă de președinte, să ne zică că nu suntem cuceritori. Și asta țara nu i-a dat. Dă-i bă că e nefericit. Dă-i că e nefericit. Bine, a fost și cazul că a venit o blondă la mine pe stradă într-un jeep de 200.000 de euro și mi-a zis, I need help. Zic, I need help. M-ați înțeles? Deci... Nu, avem! Dar românul a închis ochii. Ăia n-au observat ce a făcut poporul român. Ăia de dincolo. Că n-au gena aceasta. O luat dacă o proștii și ce dacă i-a dat de mâncare. Bun. Deci se naște făt frumos. Odată pentru a iubi și odată de dorul eternității. Deci pentru nimic din această lume. Și o să vedeți care este parcursul, mecanismul. De ce a spus că am plâns? Pentru că el crește și am de ce? Crește într-un an cât alții în 10. Excepționalitatea acestui neam. Sporangii din ea care se ridică într-o dată. Vreți să vă spun eu ce înseamnă să crești într-un an cât alții în 10? Țăran român la Paris în 1903, care a scris la Academia Franceză, vă rog să mă ajutați să fac un aparat mai greu decât aerul care să zboare? Răspunsul Academiei Franceze, așa ceva este utopie, nu se va întâmpla niciodată. 1908-1909, trăia voia să ridic, fără banii lor. De unde? Dintr-un popor de clăcași? Și ăsta e numai un exemplu. Numai un. Cel mai mare număr de genii pe care a dat un popor, raportat la populație, poporul român. Și poporul sunt irlandezi. M-am uitat pe statisticile lor, mint. Dar cum e posibil într-un popor călcat, uite așa în picioare, tu să ai vlăstare de genul acesta? Domnul primar Toma a făcut minunea aceea să scaneze personalitățile acestui oraș și din trecut și din prezent. Mai dați-mi și mie un județ care a făcut așa ceva. Zicea Mircea Vulcănescu, mare, în jurul valorii faci cor, nu la singura. Și ne întoarcem la bază. Și crește, zice, tată, mi-ai promis, zice că știu, n-am fost eu la care a vorbit, ți-am promis doar ca să te împac. Și atunci zice, atunci voi putea singur să găsesc de ce m-am născut pe acest pământ. Singur! Taicosul îi dă 200 de soldați și îi dă bani, îi dă asta. Uitați-vă că situația este concretă ca acum. Și el când ajunge la granița pustiei, dă toată averea soldaților, zice, sunteți liberi. Și numai cât se poate căra pe cap. Și pleacă singur, exact ca în România. Zicea Solzhenitsyn, un om autentic poate să salveze un sat, o comună, o țară, poate să fie al doilea guvern. I-a spus eu, băi, nu de președinte are nevoie țara asta, de o stare de spirit. Oricând între bolovanii ăștia de acolo sau câmpiile astea se naște unul. Eminescu a fost de unul singur și a luat crucea poporului român. Și atunci a venit, pleacă singur. Zice Bazmu, s-a întâlnit cu Ionoaia, calul a avertizat, vezi că este, a tras cu săgeată, ea. Plând un picior, când se tragă, ci că nu, uite, ne împăcăm. Aia care ieși să-i facă zile negre, s-a împăcat. Și el a și vindecat-o. Ea i-a propus, Ionoaia, ce să una din fetele mele, că stare frumoasă. Nu, nu, nu pentru asta a venit. Nu a venit pentru botox și silicoane. Uite, nu, na, nu erau atunci, mai bine. Cred că erau tot foarte bine Ionoaile. Așa. Da, el avea altă treabă. Avea alte imagine. Cum am eu alte imagini a României, că tot îmi spune, ce tu vorbești, bă, și care, mă? Știi, zice Ionca Caragiale, și eu, și Dobitocul privim luna. Zice, uite luna. Luna. România. Eminescu, luna, tu, stăpâna mare. Cum o privești? Ea mea, se întâlnește cu Scorpia, care la fel, același scenariu, ajută și pe aia, aia, să se bată cu el, o rănește, o ajută. Și ajunge, domnule, în tărâmul ăla. Eu caut, și ai ajuns aici. Trei fete frumoase, zâne, nu-i lipsea nimic. Și aici se poate încheia povestea. Și țăranul român, în geniul lui creștin, nu încheie. Aici este Hollywood. Se oprește, este totul fericit și a ajuns. Și țăranul român nu se oprește. Și zice,
Toți au vrut să te duci la vânătoare, faci ce vrei, să nu pășești în Valea Plângerii. Vă rog să rețineți. Valea Plângerii, n-a zis Valea Bucuriei. Și el, fugind după un iepure, calcă domnul din greșeală. Știți ce s-a întâmplat în clipa aceea? Mai puternică decât eternitatea a fost dorul. Dorul este o intraductibilă pentru orice țară din lume. La fel ca și jalea, a jelii. Și atunci dorul de-ai lui. Și zice, mă întorc. Și a fost avertizat. Nu te întoarce, fă frumos. Nu te întoarce pentru că niciun muritor nu s-a mai întors. Și zice, mă întorc până și calul. I-a zis, Măria ta, eu te însoțesc până la granița împărăției tale. Și ce face, Doamne, este uluitor acest basp. Te uiți la porcările cu science fiction, ce fac șobolania pe acolo. El se întoarce pe teritoriul unde era ghionul aia cu pădurile și erau câmpii și orașe. Ce, pe cum? Cum că acum câteva zile era? Fiți atenți, acum câteva zile. Se concentrează veacurile. Acum câteva zile erau. Și aia râdeau de el. Și ăștia, uite, bă, și ăsta, bate câmpi. Exact cum râd aici populația de doi bani în România, de unul care își iubește poporul și înainte de toate îl iubește. Uite, băi, nebun și ăsta, dar drept. El zice, cum? A fost așa, se duce la împărăția scorpii, la fel, orașe. Și când ajunge la tatălui acolo, la împărăția, calul, el se dă jos, calul îi sărută mâna și zice, dacă vrei în cale, mă și plecăm. Zice, nu, du-te, du-te, că o să vin și eu după asta. El nu știa când. Dar între timp, zice, îi crescuse barba până la brâu și când a ajuns la propria împărăție, era până jos. Îmbătrânise și asta mă făcea să plâng. El se întorcea înapoi. Și era distrus. Un om care își iubește țara și mai ales în condițiile de astăzi, el este jertfit, este ars. Propria lui fiziologie, propriul fel de a fi. Este scos din confortul, a pierdut orice dat al conservării. Bă, da, bătrân, era așa. Și a ajuns numai în ruine și zice, a început să meargă prin palatul ăla rupt, de, cum să zic, numai în ruine și își aducea aminte cu lacrimi în ochi, de copilărie. Tronul era distrus și a ridicat o lăbdiță și a ieșit moartă, uscată. Uscată, tristă și a zis, dacă mai întârziai, nici pe mine nu mă apucai. Și a tras o palmă. Și în clipa aia, fătă frumos, a murit și a revenit țărână. O să vedeți românul în dragostea de Dumnezeu și de țară face drumul invers. Brâncoveanu a făcut drumul invers. Nu s-a musulmanizat ce a cerut. Eminescu a făcut drumul invers. Cum ziceam, Mircea Vulcănescu, ad radices. Te duci la rădăcini. În vremurile de astăzi s-a tăiat trecut. Ca să nu mai am înțeles. Care mă, care Mihai Vitor, mă interes. Dacă trebuie de Ștefan cel Mare, ce că e bulevar. V-ați înțeles? Da, au reușit. Au reușit, s-au tăiat trecutul. Mama, tata, nu, este generație spontană, e celulă cancerigenă. Celula cancerigenă n-are memoria țesutului sănătos. Și pe mine lucrul acesta m-a devastat, pentru că este esența poporului. În zâna Cătălina A, o să vedeți ceva. Intră în garaj să-și aleagă un cal cu care să plece. Și verifică. Și ia de coadă și trântește. Cei mai puternici, mustang, acela, te-i trântește. Și dă de unul care nu poate să ridice. Era mărțoană. Era gulaba lui Tex, așa. Dar pe aia nu putea să ridice. Și pe aia o mângâie. Acolo era tradiție. Ce făt frumos. Dăm orez fiert în lapte. Se scutură și devine albăsarul ăla minunat. El mângâia memoria. Toate eforturile făcute și de domnul președinte al țării și de guverne și de toate astea au fost să nu mai avem. De ce și-o glavă? Și de unde te duci? O răciubă. Era care a scuturat și a zis, ia-ți de aici un Lamborghini, un Ferrari, un ce vrei tu. Și a zis, nu. Iau Dacia asta, nenorocitul, ce camionul ăsta, de-a lui tata. Întoarcerea memoriei îți dă o forță fantastică. Asta este mecanismul. Să ia armele lui tătărusul, erau toate ruginite. N-a zis, 10 servitori, vă rog, treceți. Nu, el. Cum mâna? E ca și cum îi pui pe elevi să citească istorie, să citească mai ales despre jertfa românească. Se curăță rugină. Se curăță rugină.
Zicea Vasile Băncilă, mare filozof intelectualic. Ăștia nici nu l-au ascuns de mult. Patru norme ale misiunii Românii în lume. Prima, euul național. Să fie sus, nu jos. Astăzi zicește, să trăiți. Îi mai văd pe la Bruxelles până în urmă. Știți? Când trecea Mareșalul Antonescu era așa. Hitler, Antonescu era singurul șef de stat în fața căruia Hitler s-a înclinat. Nu știu, Ceaușescu avea o demnitate extraordinară. Nu trebuie să fie nostalgic. Era țăran, puternic. Am zis eu că la un moment dat am fost conduș de un președinte care tot timpul dădea și România trebuie să intre în NATO. Zic, știți de ce dă din cap așa? Pentru că bunicul lui fura găini grasă după gară. Ce rău, băi, și s-a trăit. Nu vă vine să credeți. S-a trăit, este antropologie, genetică. Dacă te duceai la Arsenie Papaciu, nu ți-ai mai ca Domnului cu Iisus Hristos. Așa. Sau Părintele Iustin Bârbu. Așa, cu Iisus Hristos. Nu! Era așa. Inocent e Micu Klein, episcop greco-catolic. Încerca să traducă limba română, nu era pregătită pentru filozofie, nu pentru înțelepciune, sunt lucruri total diferite. Și încerca să traducă gândire profundă și nu avea cuvânt. Și a scris așa, la gândire profundă, țapă necunoștință. Așa, nu se mișcă. La Zâna Cătălina, deci el repetă același scenariu, numai că la un moment dat, zice, trecem peste prăpastie, zice Calu. Aici este iapa albă, care este tragedia neamului românesc. Zice că întotdeauna e afată câte un mânt superb, dar cade în vale și ne mănâncă lupi. Hai să trecem pe sub burta aici să luăm. Este toată condiția poporului român. Tot ce am avut mai valoros s-au mâncat lupii. Lupii sunt teroare în istorie. Ca și acum, că de asta am venit aici să o susțin. Pe doamna la mine. Teroare în istorie, ne ia cei mai buni copii. Și a zis, trecem pe sub burta ei. Asta este mecanismul, asta este iubirea românească. Iubirea românească, iubirea crucificată, creează dorul. Iar dorul acesta are o forță teribilă. Misterul acela în fața morții. I-a zis Petrețuțea când i-a luat tensiunea, a zis, lăsați, doamna doctora asta, îmi puteți spune de unde vin și încotro mă duc. În Occident, de cultură, a fost un lucru extraordinar, acum să-mi dați peste cap total. Dar zicea Nae Ionescu, profesor, în 1941, istoria logicei, ei vor să cucerească universul, noi răsăritul îl pătimim. Bunii mei prieteni, pătimirea nu e, e cunoaștere prin suferință. Sunt alte valențe, nu e în cunoaștere vitro. Și a spus aici, o mamă simte copilul în pântec, nu ne probet. Este o pătimire ca să aduci pruncul. Pe care ei, nu mă apuc acum să vorbesc, că e nenorocire. N-am venit să vă bag în depresiu, ci din contră, să vă dau forța regenerativă. A spus, e perfect, aici e un raport care nu poate fi înlocuit. E, cum să spun, un traseu pe care neamul acesta l-a făcut din suferință în suferință. V-am mai spus aia, am mai spus de la Dumnezeu, dragă Puric, cei doi nea de jale? Păi zic, doi nea de jale, câte vreo de jale? Nu! Uite, pui tu mâna aici și o să dau cu ciocane. Și faci, și aștept așa să-ți treacă puțin și îți mai dau una. Aș încă una, suferință fără pauză. Suferință fără pauză. Și a spus maestrul Gheorghe Zanfir, când îl ascult pe Bach, Dumnezeu coboară. Când îl ascult pe, pe Beethoven, Dumnezeu urcă. Când îl ascult pe Mozart, stau de vorbă cu îngerii. Nimic din toate astea nu e la tine, Gheorghe. La tine este crucificare și înviere. N-ați observat când ascultați Doina? Că e jale, dar este o jale care te ridică. Nu te deprimă. Ești un fior care pleacă de pe cruci. Noi, că toți se apropie Paștele și... Vedeți? Noi nu punem accentul pe cruci, ci pe înviere. Apropo de Paștele, am spus că
Patru mai bucuroase. Eu sunt mai puțin bucuros pentru că, conform Codex Alimentarius de la UE, trebuie să mâncăm greie, lăcuși pe gândaci și eu sunt public. Sunt singurul președinte comestibil. Vă dați seama ce spaimă am? Aia e! Și ca să nu vă las în depresie, înainte să ne ducem în primul să dăm autografe. Eu mai multe. Domne, ce caz autentic. Ai zis preotul, domnul Dănuț, la țară, aici la mine, în sat, erau doi bătrâni, el cu ea și băbuța a murit. Și n-am dus. A făcut picinul, și după două, trei zile, am dus-o la cimitir, în carul cu boi, am îmbrăcat-o cu pomeni cu astea. Și că da, domnul Dănuț, când a venit căruțul acolo să intre în biserică, era un podeț mic de lemn. Și ăla s-a șubrezit, roata intra puțin așa și s-a luat în stâlpul de la intrare și s-a trezit baba. Și am fugit toți acasă. Și bărbașul. Vă dați seama, la 12 un îngropat și la unul era acasă, zicea, vreau omletă, o salată, o... Deci, șoc total. Și am zis, părinte, s-a mai întâmplat, asta e moarte clinică. Nu, dumneavoastră, n-ați înțeles. Ca la noi, la nimeni. Ce? Nu, domnul, poporul român e unic. Dar ce? După 2 ani a murit din nou. Și nu știți cum ne ducea la priveghi. Doamne Dumnezeu, nu știu cum să fugă, m-ați zis? Iisuse Hristos, Dumnezeu, așa. Așa. Problema a fost când am sunat la groapă, toți aș plângând. Și moșul a zis, aveți grijă la stâlp. Acolo, bă. M-ați înțeles? Bărbatul are o frică cumplită de femeie. Cumplită. Fiți atent, vă spun eu, vă spun clar, nu, ca să aveți imagine, că nu facem teorie. Mi-a zis și un coleg de-al meu, regizor era în institut și zice, bă, Dane, l-a prins mama pe tata cu una tânără. Și a deschis ușa și a zis, Nelu! Și el a zis, nu sunt eu. Deci a dispărut, s-a dematerializat. Nelu, nu sunt eu. E unul din mari actori, fratele lui Naion Ionescu. L-a prins nevastă sa cu una tânără și a zis, cine e asta? Și ăsta a zis, cine e mama? Mama e nebunită, ieși afară. Mama, ieși mai repede, îmbracă-te. Mama, uite-o că trece lângă tine! Dumnezeu, ai vedea ni mama. Mai vrei, ieși mai afară, mai repede ieși. Și a scos-o pe aia, asta mă faci nebună, mă, micule, stai, mama, să-ți fac un ceai. Ai vedea ni. A dus-o la doctor. După două săptămâni, îl găsește cu una în par de braț și a zis, și acum am vedenii. Nu, mamă, sunt o curvă, vezi de treabă. Ați înțeles? Aici este problema farmecului român. Și ca să dăm totul să fie unul la unul și pentru bărbat, ea aia lui Puiu Călinescu, care zicea, era genial, Puiu Dumnezeu. Râdeam de nu mai aveam aici, aveam cârcini. Zice, Nea Gheorghe trecea să moară și zicea nevasta, am zis, bă, dacă mor, dă televizorul acolo, lui nepotul meu. Lui hoțul ăla care s-a furat tot din casă, îi dau lui nepotul meu. Ia-i tu, nepotul meu, nepotul, da. Auzi, dacă mor, dă costumul ăla nou, lui vărul meu, care nenorocitul ăla care te-a turnat la securitate, îi dau lui vărul meu. Dă lui vărul meu. Mă, dacă mor, dă Dacia, că ne-am mers decât 10 km, fratele meu. Ăla te-a băgat în ciroză, de-aia mori, îi dau lui frate meu. Auzi, cine dracu moare în casa asta? Eu sau tu? Autoritatea ultima a bărbatului, numai acolo o mai avem. Bun. Și acum, înainte de a coborî să... pe aici cobor să vă dau autografe, trebuie să vă spun că e 5 euro autograful, 10 euro poza. Nu râdeți că la Cluj n-a mai venit nimeni, au plecat toți așa ușor. Și în Moldova am pățit-o. Totdea, ca dumneavoastră, omor. Și dădeam autografe și simțeam ceva pe umăr. Ce, erau femeile, dădeau cu portofelul pe mine. Arsenie Boc, ajunsem așa. Una era cu geanta, ce faci? Lăsați că știm noi. Deci, dacă aveți nevoie de binecuvântări, pe dreapta, resteme pe stânga. Vă mulțumesc și vă iubesc. Aplaudați-o, ea este autoarea, doamna este autoarea.
mulțumesc, domnului președinte, domnul primar, și vă mulțumesc dumneavoastră.